Bun venit în studioul nostru, Flori și Laurențiu Andrei. Mă bucur că ați avut amabilitatea să împărtășiți cu noi experiența voastră. Toți prietenii acestei solii sunt foarte interesați și curioși să vadă cum au reușit oameni care nu s-au născut în această solie și în acest concept al adevărului adventist despre marea controversă, despre sanctuar, să ajungă să înțeleagă și să aprecieze solia neprihănării lui Hristos astăzi când confuzia este atât de mare, când planeta asta este plină de biserici, culte, secte, curente religioase, fiecare strigă aici este Hristos, aici este Hristos. În acest hățiș formidabil de, de Hristos și Dumnezei este interesant și uimitor și plăcut să observăm că oamenii găsesc calea consacrată către desăvârșirea creștină. Și asta este o bucurie extraordinară. Mi-aduc aminte de vremea lui Ieremia, de exemplu, când Domnul reproșa poporului său, care era, evident, singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ, câte cetăți ai Israele, atâția Dumnezei ai. Noi credem că această confuzie teologică este de factură mai recentă, așa, pentru vremea noastră. Nu, nu. De atunci, existau tot felul de Dumnezei, tot felul de Hristoși. Fiecare cetate avea zeul ei, să zicem așa. Ce înseamnă asta? Nu că Israel se închina la alți zei. Avea o imagine diferită despre Dumnezeu, despre caracterul lui, despre modul cum procedează. Fiecare avea calea lui despre ce înseamnă legătura cu această ființă extraordinară care este Tatăl nostru Ceresc. Și de aceea atâtea cetăți ai. De asemenea, îi reproșa și deplângea această realitate crudă: Câte ulițe sunt în Ierusalim, atâtea altare pentru Baal aveți? Evident că nu era vorba de altare reale, de închinare la Baal. Era vorba despre maniera în care ei trăiau în legătură cu Dumnezeu și această manieră de viețuire le reprezenta, de fapt, pe Baal, nu pe Dumnezeu, pe Tatăl nostru Ceresc. Iar ei nu percepeau acest lucru și nu-l acceptau. Exact asta se întâmplă și în vremea noastră. Câte cetăți avem în Laodiceea, atâția Dumnezei avem. Așa îl reprezentăm greșit pe Dumnezeu, pe Părintele nostru Ceresc. Și de asta spuneam, este interesant și, și fascinant de urmărit cum persoane care nu s-au născut în acest cadru al marii controverse reușesc să pătrundă prin hățișul ăsta și să descopere neprihănirea lui Hristos. Hai să începem cu începutul. Cum ați descoperit, voi, adevărul adventist sau conceptul acesta al marii controverse oglindit în teologia adventistă? Da, bine v-am găsit și. ca oricărui om, drumul meu a fost destul de sinuos. A început încă din copilărie, fiind marcat de câteva întrebări. Două dintre ele au fost foarte presante. Ce se întâmplă cu un om după ce moare? Mm -hmm. și apoi. Pentru ce trăiesc? Am căutat răspuns la aceste întrebări, iar drumul meu a fost destul de sinuos. Uh, am început cu ceea ce oferea cel mai mult uh, mediul meu conjurător de atunci, evoluționismul. Uh, am căutat un răspuns aici, nu am găsit, nu am înțeles ce se întâmplă după ce mor și pentru ce a fost nevoie ca într-un interval de timp eu să fiu mm -hmm. aici. Am căutat despre reîncarnare, eram presat, vreau să aflu, să știu ce se întâmplă cu un om după ce moare uh, și care e rostul vieții mele aici, pe acest pământ. Până când într-o zi m-am primit un pliant în care se vorbea frumos despre Isus, despre Biblie. Uh, era acolo o adresă. Bineînțeles că am mi-am dorit să ajung la acea adresă, era o biserică baptistă. Vreau să spun că am fost fascinat în prima duminică când am intrat acolo. Între timp am făcut rost de o Biblie, am început să citesc din ce în ce mai mult. Eu m-am născut ortodox, într-o familie nepracticantă, dar cu această credință. Eram destul de familiarizat cu raiul și cu iadul, cu toate aceste lucruri. În Biserica Baptistă nu mi s-a schimbat foarte mult viziunea, era același rai, același iad, aceeași zi, duminica, dar îmi plăcea modul în care se vorbea de la învon, rugăciunile pe care le înălțau oamenii. Am primit răspuns la, de fapt, la a doua întrebare. Când am citit Ecclesiastul, zice, temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui, aceasta este datoria oricărui om. Mm -hmm. Atunci am început să conștientizez Legătura dintre om și Dumnezeu, datoria pe care o are omul, așa cum vedeam atunci. Numai că între timp, la noi în localitate au venit adventiștii, și deja se vorbea despre o altă zi de închinare, despre altceva în legătură cu moartea, starea omului. Erau, erau comunitatea adventistă sau doar misionari? Misionari, misionari. Am început să vorbesc cu ei, am intrat în legătură cu ei. Și, într-adevăr, lucrurile au început să se așeze mult mai mult, să se sedimenteze în mintea mea. Ce se întâmplă? Deja iadul nu mai era acela care era. Era puțin mai scurt. Uh -huh. uh, raiul rămâsese la fel în concepția mea. Și cam asta m-a făcut să îmbrățișez. Bineînțeles că adevărul despre sabat, uh, despre neprihănire, deci tot ce am aflat aici m-a făcut să îmi găsesc răspunsuri la acele întrebări. Ai avut contact personal cu aceste persoane? V-ați întâlnit? Ați discutat împreună sau doar ai aflat despre credința lor? Nu, m-am întâlnit. M-am întâlnit pentru că deja în acel timp petrecut cu Biblia în mână, citind-o, găsisem deja cuie de care să-mi agăs câteva îndoieli. Când auzeam adventiștii spunând de Mâncarea curată și necurată, păi nu, că viziunea lui Petru sau ce a spus Pavel, toate lucrurile sunt uh, uh -huh. uh, curate. Deci, deja nu prea aș fi acceptat atât de ușor, dar la un studiu mai amănunțit al Bibliei, uh, dovezile pe care mi le-au adus acei misionari, uh, a făcut să înțeleg mai profund aceste lucruri și să le accept. Că au organizat o grupă la voi sau cum a fost, cum, cum ați ajuns membrii a acestei biserici? Eu uh, am acceptat adevărul, m-am botezat, iar apoi am plecat în, în Armată. Știu, că am fost uh, la Grand de câteva ori în Biserica Grand din București. Apoi, între timp s-au format o grupă și în joița, dar eu între timp, am plecat uh, pentru stagiu militar. Și când am întors, grupa era mult mai bine așezată, se închiriase o casă la noi în localitate și așa am început să... Bun, acum să trecem la faza a doua, ca să spunem așa. Cum ați aflat despre solia 1888? Sau care a fost factorul care v-a așezat pe linia asta? Cum ați auzit de această solie sau de ceea ce cred unii din biserică despre această solie? în cazul meu, m-am spus că lucrurile s-au mai sedimentat atunci. Numai că, așa cum am spus și cum aflasem, temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui și pe mine acest gând mă, nu știu cum să spun, mă fascina. Știam că trebuie să fac ceva să păzesc poruncile Lui, dar în viața mea vedeam că nu pot. Și atunci eram interesat numai și numai de neprihănire. Cum să fac să trăiesc în neprihănire? Eforturile pe care le depuneam nu dădeau niciun rezultat. Viața mea uh, ajunsese, ca să spun așa, la disperare. Nu vreau să fiu piedica în biserică. Mm -hmm. Adică mă consideram tot timpul băi, toți trăiesc în neprihănire, eu sunt singurul nenorocit și din cauza asta lucrurile nu merg cum ar trebui să meargă. Nu mă interesau cum trăiesc ceilalți. Eu știam de mine că nu păzesc poruncile lui Dumnezeu oricât aș fi încercat. Și am spus că drumul meu a fost sinuos. După o perioadă am auzit de cineva care vorbea despre neprihănire, uh, despre o renaștere și o reformațiune. Și uite așa m-am trezit în mișcarea Adventa Odihne de Sabat. Ca să zic așa, uh, acolo auzisem deja de un alt profet, uh, am citit scrierile lor, uh, zic, voi, da, e renașterea, reformațiunea, voi depune mai mult efort, începusem să văd lucrurile un pic altfel, deja se vorbea că biserica este Babilon, nu trecuseră foarte mulți ani, dar destul de puțin, ca să zic așa, ca să fiu încă tulburat de aceste lucruri pe care le tot auzeam. Mai ales că ei propovăduiau biruința asupra păcatului astăzi, acum, dacă ai făcut mărturisirea cea adevărată. Da, și aveam suport biblic. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte de orice păcat și să ne curățească de orice fără de lege. Eu mărturiseam păcatele și mi le mărturiseam sincer. Și știam că sunt iertat, dar de ce nu se împlinea făgăduința, vă voi curăți. Uh -huh. Și disperarea era din ce în ce mai mare. Încât după foarte puțin timp, am zis că nu mai pot să continui în felul ăsta. Și nu vreau să mă chinui în două locuri, nu vreau să... Dar dacă nu reușeam să trăiesc în neprihănire, ce puteam să fac? Eu am discutat cu alți prieteni care au fost la odihnă de sabat și spunea exact același lucru pe care îl povestești tu aici. Au înțeles că odată ce păcatul este mărturisit, este și părăsit și Dumnezeu șterge, iar ei constatau că nu se întâmplă în viața lor. Le era rușine să spună că la ei nu se întâmplă. Sperau că, bun, poate nu se întâmplă la mine, dar mai bine tac din gură, s-o întâmpla la alții. Nu trebuie să-i tulbur pe alții cu nereușita mea, ziceau ei, știi? Dar au avut exact aceeași problemă, iar unii au avut extrem de serioase probleme de minte și de suflet, constatând că adevărul pe care îl propunea mișcarea lor și profetul lor nu se întâmplă la ei și ei spuneau, Poate eu sunt atât de rău și defect încât nici adevărul ăsta, nici solia asta la mine nu funcționează. Și au avut serioase tulburări. Și observ că și la tine a fost exact același lucru. Îți doreai cu toată inima să vezi că păcatul a dispărut și constatai în mod cinstit și sincer că n-a dispărut. După o perioadă am zis că nu mai pot să continui așa. Mă miram. De ce nu se întâmplă nimic cu mine? Pentru că trăiam în păcat, știam că Dumnezeu iubește pe păcătos, dar urăște păcatul uh, și totuși nu înțelegeam ce se mai întâmplă cu mine. Am hotărât să nu mai merg nici la mișcarea adventă de de sabat, am hotărât să nu mai merg nici în biserica adventistă, uh, cu toate că de câte ori treceam pe lângă locul în care era adunarea, mă uitam, știam că locul meu e acolo, vedeam de multe ori lumina aprinsă, oamenii înăuntru, vreau să intru și totuși nu mai aveam această putere și asta mult timp, mult timp. Bineînțeles, între timp, a trebuit să îndur și din interiorul familiei mele, reproșuri, întrebări de genul, și acum de te mai duci, ce faci, parcă era mai bine acolo că țineai. Totuși, duminica, ca și noi, când mergeam la Biserica Baptistă, ca și noi ortodoxii, uh, acum te duci la ăștia, nu mai mănânci nimic, uh, acum ai plecat și de la ăștia, râde lumea de tine, că într-un sat, într-o comunitate mică, toți știu ce faci, cine ești, vede că nu mai intri acolo și uh, ei știu că nu mai te duci. Știam că locul meu e acolo când vedeam. Treceam și vreau să intru și totuși nu puteam, pentru că, zic, o iau de la capăt, până când, într-o zi, Uh, am venit acasă, i-am zis lui Florina, zic că uh, nu, nu mai țineam sabat, nu mai țineam nimic, deci știam că este adevărul, dar uh, i-am zis, nu mai pot continua așa. Zic, dacă nu încep să țin sabatul, dacă nu mă odihnesc și dacă nu încep să țin sabatul, simt că mor, nu mai puteam, presiunea era foarte mare. Am venit înapoi în Biserica Adventistă, frații m-au primit cu brațele deschise, uh, pregătirea pentru rebotez Uh, nu a durat foarte mult, uh, m-au primit în mijlocul lor înapoi. Până când uh, au reînceput aceleași lupte, ceea ce nu-mi dădea pace. Neprihănirea, neprihănirea de ce nu pot să trăiesc în neprihănire uh -huh. era axul central al vieții mele. Am început, după ce se terminat sabatul, împreună mergeam acasă, așteptam să înceapă predica de la Loma Linda, ascultam pe internet tot ce se putea, tot felul de predici trebuia să găsesc ceva, acel ceva care îmi lipsea mie, pe care nu îl înțelegeam. Am ascultat pe Denis Prib, îmi plăcea teologia lui, mai multă voință va, va da roade în viața fiecăruia. Tot felul de grupări, unele chiar vorbeau despre 88, întâlnisem ceva predici. Uh, și la o căutare pe Google, era o perioadă în care nu aveam servici, căutam, stăteam, marea majoritate a timpului la calculator pentru a vedea anunțuri, oferte de muncă și predici. Anunțuri de oferte de muncă și predici. <gântu -i> și mă, Google m-a adus pe gsm1888.ro M-am ascultat. Am, am auzit acolo că omenescul unit cu divinul nu comite păcat și vreau să spun că de aici totul s-a schimbat, s-a rupt. Uh, am început să plâng și sim simțeam că este ceva acolo nu înțelegeam, vă dați seama la o primă ascultare a unei predici. Am văzut serialul Nunta, fascinat, am văzut de două ori continuu, nu mai mă opream ore întregi, uitasem de ofertele de muncă, ascultam uh, 1888, serialul despre 1888, am înțeles că a fost o tragedie ce s-a întâmplat în Biserica Adventistă cu ocazia celei sesiuni și apoi materialele scrise și ar predicând, o chemam pe Florina, vin o să vezi ce, de altfel o chemam la fiecare predică care plăcea, erau cu treaba ocupată în casă, vino, vino, trebuie să auze asta. Nu mai mă puteam opri din a asculta. Nunta și 1888. Începusem să înțeleg unele concepte, apăreau zeci de întrebări în mintea mea. Nu puteam să accepta așa cum am fost acuzat. Ai venit, te-ai întors înapoi în biserică cu un plan bine pus la punct de la mișcarea odihnei de Saba, să încep că Dumnezeu nu ucide, să încep cu astea. Eu acolo eram atât de obsedat de neprihănire încât mișcarea adântă o de sabat care susține neprihănirea lui Dumnezeu că el nu ucide, eu nu am înțeles-o atunci. Nu aveam urechi pentru așa ceva, nu era căutarea mea. Uh, am fost acuzat de frați că am venit cu un plan bine pus la punct să distrug biserica, că eu m-am bucurat, Ține, țineți minte pilda cu oaia rătăcită și cu leu, uh, ce a făcut, a lăsat oile cele 99 pe și l-a dus să caute pe cea rătăcită când a găsit o pusă pe umăr și le-a spus, tutur le spus tuturor, avem acasă și le-a spus tuturor, veniți să ne bucurăm că am găsit oaia. Sau gospodina a măturat casa, da. șters cu grijă, a găsit s-a dus la vecinele ei, veniți să ne bucurăm că am găsit leu care a fost pierdut. Eu cu aceeași inimă m-am dus în adunare să zic că am găsit. Am găsit leu ăla pe care îl pierduseam, am găsit ceea ce îmi lipsea, am vrut ca celălalt să se bucure cu mine, nu am vrut să dezbim biserica. Începusem să înțeleg să se sedimenteze aceste concepte prezentate în această solie și am vrut să mă bucur împreună cu ceilalți, dar m-am trezit acuzat că dezbim biserica. Uh, Flori, care a fost reacția ta când ai văzut că Lari uh, începe să fie fascinat de ce se întâmplă pe GSM 1888? Uh, Ți-a plăcut? Uh, ai fost supărată? Care a fost prima reacție? Da, sincer, uh, am fost puțin uh, sceptică. Dar uh, am început să, să ne uităm împreună la el. Era fascinat de fiecare prezentare, de fiecare subiect. Și când am ajuns la subiectul uh, Dumnezeu non-violent, a fost ceva, nici nu am cuvinte să vă spun, uh, m-a fascinat. M-a fascinat și a zis așa ceva: nu se poate. Dacă e adevărat, e prea frumos să fie adevărat. Și bine, și toate celelalte au fost destul de puternice pentru mine, pentru că nu se mai legau cu ceea ce eu crezusem, și ceea ce învățasem chiar dacă da. eram o biserică adventistă. Dar subiectul ăsta cu Dumnezeu non-violent m-a fascinat și până în acest moment când vorbesc, că nu vine să cred că e adevărat. Am studiat mult pe, pe tema asta și am zis că trebuie să înțeleg și eram, cum spunea și Lorin mai devreme, aș fi spus la toată lumea cel puțin uh, în biserica noastră uh, și nu numai. Am fi spus toată lumea, dar din păcate da. nu am avut, uh, nu am avut succes și am fost uh, respinși. Okay. După ce ți-ai făcut o imagine așa cam ce se întâmplă cu 88, care sunt subiectele principale, care dintre ele ți s-a părut cel mai valoros, important sau care te-a uh, impresionat pe tine cel mai mult după ce ai văzut cam despre ce este vorba aici? Uh, aici mi-este foarte greu să, să scot un subiect, să scot uh, ceva din această solie, să-l pun deoparte, să zic că e mai important. Parcă ar fi o mașină. N-aș putea să spun că motorul e cel mai important, pentru că dacă aș avea decât motorul, n-aș putea să folosesc mașina sau dacă aș avea decât caroseria sau... Nu, totul este, este un întreg. Nu poți, nu poți să primești această solie. A, a, vreau să cred și eu că Dumnezeu nu ucide. Nu, dacă nu ai celelalte concepte, tot ce clarifică această solie, nu poți înțelege, nu poți crede această solie dacă nu, nu înțelegi totul. Cel puțin asta este părerea care mi-am făcut-o. Cu toate că cei care mă cunosc, Cred că eu sunt uh, cel unul care alergă după senzațional spiritual, ca să zic uh -huh. așa. Adică, vai, a, a venit, a plecat, s-a întors a iar, acum a iar a plecat. Uh, ce aude aia, crede? Nu, în, în inima mea s-a dat o luptă foarte mare. Uh, au fost uh, nopți între și zile întregi în care eu nu mă gândeam decât la așa ceva. Avusesem o experiență tristă, ca să zic așa, cu mișcarea adventa odihnei de să abat un eșec. Știam că mi se vor arunca în fața aceste lucruri, inclusiv inclusiv membrii familiei mele care, așa cum am spus, ortodoxi nepracticanți, dar uh, văd și ei, bă, te-ai dus când la ăia, când la ăia, când la ăia, ce-o fi în capul tău nici noi nu știm. Adică ești atât de ușor de condus de cineva încât uh, nu poți sta pe picioarele tale. Dar nu este așa. În inima mea au fost lupte. Ei văd exteriorul, dar interiorul nu l-a văzut nimeni. Frământări, frământări continui. Uh, prima noastră experiență, să pleci din Biserica Ortodoxă în cazul ei să îmbrățișeze Biserica Adventistă a mea, să trec și pe acolo și pe acolo. Uh, asta nu poți face așa simplu a, vai, mă duc și eu acolo, că nu te duci la piață, nu te duci să la o plimbare într-un parc și schimbi parcul. Nu, aici mm. sunt subiecte foarte importante, adică vitale pentru acum le văd altfel vitale pentru Dumnezeu, adică din cauza neînțelegerii noastre au trecut șase mii de ani, Dumnezeu rămâne în bucsa acuzaților și noi ne mulțumim cu nimicuri. Nu, aici sunt subiecte importante, bineînțeles că au fost reproșuri, chiar fratele meu mă întreba în zilele trecute, am auzit că nu mai te duci la aștia, nu? așa e, nu mai te duci, nu, iar, iar nu mai te duci la aștia, acum ce faci, unde ei? Deci cam asta este. Oamenii ne-au privit și ne-au rănit foarte ușor. Că ne-am dus să-i distrugem, că îmbrățișem repede orice doctrină, orice învățătură, dar nu ne-au întrebat ce căutați, ce e voastră, suferiți, nu suferiți, nu. Vai, ai venit aici ca să ne încurci și pe noi. După ce au aflat frații de la adunare, unde încă erai membru, Că ai descoperit Solia asta, ai încercat să vorbești cu ei, și sunt curios care a fost reacția lor, cum, cum au reacționat când au aflat că tu ai îmbrățișat Solia asta și urmărești site-ul nostru. Așa cum am spus, au fost puțin încurcați, deja nu știau foarte bine ce site urmărești, ce fac, pentru că îmi spuneau că am venit cu aceste idei de la Mișcarea Adventa Odihnei de Sabat. Mm -hmm. La un moment dat mi-au spus și că au avut ocazia să citească cărțile dumneavoastră cu mulți ani în urmă dar n-au făcut-o și e bine că n-au făcut-o pentru că au rămas ca să păstreze unitatea bisericii acolo. Fiind o grupă la noi și de la București venind destul de rar, au devenit reținuți la școala de sabat unde puteam discuta și puteam spune aceste lucruri. Deja era foarte multă iritație, era foarte multă neliniște în adunare. Chiar prezența mea devenise acolo ne ca să zic așa și n-au luat nicio măsură concretă, n-au discutat cu tine, nu ți-au spus, bun, ce ai de gând să faci, noi nu acceptăm solia asta sau doar în mod tacit așa ți-au arătat că nu sunt de acord? Nu, au fost, au fost discuții la telefon, apoi și pastorul mi s-a spus că dacă vin, nu mai, să nu mai colportez ideile, vin, tac, ascult, plec, să nu mai spun aceste lucruri, că nu are rost să creăm tulburare. Dacă nu mai cred ce crede biserica, ori să nu mai vin, ori să... Nu, au venit și la noi acasă, de fapt, fratele pastor și cu altcineva, cu alt pastor. Și ne-au spus, au încercat să ne convingă că, de fapt, Solia 88 a fost primită de biserică mm. și de mult, și care e ideea până la urmă? A fost primită și atât. Ne vedem de treabă în continuare. Dacă vrem să mergem în continuare la biserică, mergem, ascultăm și atât. Nu mai avem voie să vorbim cu nimeni, să ne mai spunem părerile și ideile și atât. Exact experiența asta am trăit și eu, când a avut loc adunarea respectivă, în care am fost exclus. Președintele, care, președintele conferinței care conducea discuțiile, același lucru mi-a spus. Dacă voi țineți doar pentru voi lucrurile astea, nu era nicio supărare. Noi vă puteam păstra membrii. Ne deranjează că vorbiți. Și pe mine m-a făcut să-mi aduc aminte de ceea ce cereau în timpul Evului Mediu biserica celor care descopereau protestantismul și reformațiunea, practic. Era în fașă, ca să zic așa, ideea aceasta treptăzirii prin credință pe care câțiva dintre ei o răscoliseră și o scoseseră la suprafață, oamenii erau fascinați și începeau să vorbească. Și ei le spuneau exact acest lucru. Nu vorbiți despre aceste lucruri. Puteți să le credeți. Adică nu ne deranjează că voi le credeți. Nu vorbiți cu alții. De ce? Ei nu doreau să se împrăștie acest adevăr. Nu puteau să... Te oblige să nu-l mai crezi, dar să nu-l comunici. Exact asta s-a întâmplat în timpul nostru și văd că și cu voi s-a întâmplat și cu mine. Nu spune altora. Prin urmare, Biserica spune așa: Că tu crezi niște prostii care te vor împiedica să vezi cerul, pe noi nu ne deranjează. E treaba ta. Nu avem nicio răspundere la capitolul ăsta. Te păstrăm membru. Adică, foarte grav, ne convine să avem membrii, dar care cred tot felul de prostii nu mai să nu vorbească despre ele. Dar că ei cred lucruri absolut nebiblice, nu ne deranjează deloc. Nu îi împiedică să fie membrii bisericii noastre. Frații spuneau prin asta, orice ar crede oamenii, dacă vin și susțin corpul pastoral care predică ce predică, este ok. Este un lucru bun. Fără să își dea seama de enormitatea acestei poziții. Pentru că misiunea pastorului este să aibă grijă ca omul să creadă ce trebuie. Nu să-ți țină gura închisă să nu spune ce crede, ci să creadă ce trebuie. În momentul când nu ai reușit să-l convingi, tu trebuie să te întrebi, care e misiunea mea? Ce caut aici? Ce fac aici? De ce n-am reușit să-i ajut pe acești oameni să înțeleagă adevărul? Sau unde este Duhul lui Dumnezeu care convinge pe oameni de neprihănire, păcat și judecată? Păcat. Unde este? Ce face? De ce membrii noștri cred tot felul de lucruri aberante? Asta era prima lor întrebare. Și constat că și voi ați trecut exact pe aici. Da, m-ați întrebat puțin mai devreme ce mi s-a părut important. Deci m-am bucurat foarte mult pentru aceste două paragrafe. Divina Vindecare. Citisem cartea aceasta de multe ori. Două, trei, patru ori. Am trecut peste omenescul. Hristos a venit să ne facă părtași de natură divină și viața sa declară că omenescu unit cu divinul nu comite păcat. A fost o revelație, a fost răspunsul întrebărilor pe care eu le-am avut de mult. Christos uh, Hristos lumina lumea, acel formidabil paragraf care e suficient pentru a te face să înțelegi marea controversă, să înțelegi care este durerea lui Dumnezeu, care este răbdarea lui Dumnezeu, care este bunătatea lui Dumnezeu. Dar Vreau să spun ce mi-a atras foarte mult atenția uh, la această solie au fost materialele 1888. Când mergeam în Biserica Baptistă, evident am început să citesc foarte, foarte multe cărți. Mergeam într-o librărie cu literatură creștină, în limita posibilităților financiare, cumpăram cărți. Aș fi cumpărat tot ce era acolo, aș fi citit orice. Când mi-au picat în mână primele cărți ale lui Ellen White, înțelegând darul profeției, lucrarea ei, Vreau să spun că acele cărți mi-aduceau liniște. Înțelegeam lucrurile mult mai amplu. Erau explicate pentru mine. Și citeam despre ele noi tot ce puteam. Când se întâmpla să citesc o carte, compilații ale scrierilor ei și vedeam un paragraf care avea trimiterea, căutam nu știu engleză, nu căutam originalele scrise de ani engleză, mă mulțumeam cu ce au tradus alții și eram mulțumit și le mulțumeam că făceau aceste servicii pentru cei ca mine, care nu știu engleza. Căutam cartea respectivă, că îmi plăcea paragraful respectiv și căutam să văd contextul, să văd lucrurile cât mai largi. Că zic, dacă acest paragraf e atât de important, toată cartea e importantă. Când am început să văd în această solie, paragrafele din materialele 1888, eram blocat, eram șocat. s aflu 2000 de pagini scrise despre o conferință generală care nu erau prezentate. Am găsit trei paragrafe Uh, în cartea Gânduri despre cartea Apocalipsei, dacă nu. Da. Uh, și alea ne foarte semnificative, dar erau. Când am văzut în, acele parag în acea carte, materialele 1888, le văzusem și pe site-ul nostru, zic: De ce sunt decât trei paragrafe din 2000 de pagini? Uh, de ce nu sunt prezentate? Bineînțeles că mi s-a spus că acea carte a tradus-o dumneavoastră, că a tradus-o tendențios. Pun foarte bine dacă. Gilea a tradus-o tendențios. Traduceți-o voi normal, puneți-o pe masa publică, prezentați paragrafe în predici din ea. Nu mi-a venit să cred foarte multe din lucrurile scrise acolo. Uh, clarificau ce se întâmplă cu cei ce conduc biserica adventistă. Nu am nimic personal cu ei, îmi doresc să înțeleagă, îmi doresc să prezinte pentru că asta fac. Având tot timpul în minte un verset, dacă un orb călăuzește un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Și atunci, care este datoria lor, mă întreb eu acum? Bun, să înceteze acuzațiile că ați tradus tendențios, ca să iasă lucrurile așa cum vreți dumneavoastră sau cum vor membrii acestui grupări de studiu. Foarte bine, să traducă aceste patru volume, cinci, să le traducă și să le pună pe masa publică. Uh, am mai găsit în cartea solia Alese, uh, uh, acele trei volume din cărți, un paragraf care se referea strict la Jones și Wagner, solia care a fost trimisă prin ei, care a fost respinsă, care a, prin care a fost înlăturată puterea Duhului Sfânt. Pe păi dacă în cartea solia alese, care este vândută și văzută bine în biserică, se dă acel paragraf, de ce se trece atât de ușor peste el? Ni se spune că prin respingerea acelei solii a fost îndepărtată puterea Duhului Sfânt. Deci dacă el nu spune că a fost îndepărtată, deci noi nu avem. Dacă nu avem puterea Duhului Sfânt, care mai este rolul nostru aici pentru încheierea marii controverse? Și asta m-a făcut neîncetat să studiez, să citesc, să ascult materialele audio și să le urmăresc pe cele video. Trebuia să cunosc adevărul, trebuia să văd dacă ceea ce spuneți este adevărat, nu am acceptat așa cum cred alții, a, a zis și el ceva și gata. Nu, a trebuit să înțeleg acele concepte adânci. Vorbeați despre sistem de operare divin, vai de mine câtă. Greutate în producea în mintea mea aceste lucruri, sistem de operare divin, ce vrea să spună. Eu ne fi familiarizat foarte mult cu tehnica aceasta, cu, dar am început să înțeleg apoi și tehnica din spusele noastre, să înțeleg cum funcționează programul din calculator cu lucrarea Duhului Sfânt care se poate multiplica în oricât de multe ființe ar fi create. Uh, A trebuit să înțeleg și când am înțeles semnătatea sabatului cu adevărat, aș fi săream sus de bucurie. Care este odihna sabatului adevărată? Pe cea fizică am văzut-o destul de bine și o știm cu toții, o experimentăm cu toții. Putem să dormim 24 de ore, de când apune soarele până apune, de vineri seara până sâmbătă seara, ne-am odihnit în sabat, dar nu asta e odihna sabatului, e un concept adânc. Și sunt sigur că mulți, când or să înțeleagă acest concept, or să fie la fel de fericiți ca și mine. Pomii din grădină, să înțelegem că Dumnezeu a vorbit în pilde, da? putea să vorbească din Geneza. De ce trebuia să vorbească în pilde decât în Apocalips? Nu, toată cartea este plină de concept. Hristos, omul Hristos, cred că a avut nevoie de acest pom al cunoștinței binelui și răului. A avut această ofertă și el făcută de a renunța la legătura, la legătura lui cu Dumnezeu, la părtășia de natură divină. Putea să renunțe. Este un lucru magnific să înțelegi aceste pilde din cartea genezei să treci de la poveștile acestea cu pom, cu șerpi, cu fructe, la adevăruri profunde. Vreau să revin la, la atmosfera care s-a creat acolo la voi, în localitate și în comunitate. Mă interesează mai mult reacția voastră, nu a lor. Bun, sigur, ca orice om care se teme de noutate, este explicabilă reacția fraților. Mă interesează. Cum simțiți voi față de ei? Le înțelege situația? Vă deranjează faptul că v-au izolat? Le purtați ranchiună? Sunteți supărați pe ei? Nu, no, nici vorbă de așa ceva. E adevărat că personal nu înțeleg. Nu înțeleg de ce se întâmplă lucrurile astea. De ce nu toți oamenii nu înțeleg ce înțelegem și noi. Uh, având în vedere că au mai citit o parte din cărți, uh, o parte din uh, acele volume ale Sorei White și totuși nu ne facem înțeles și da, uh, pentru mine nu știu, e totul neclar, dar nu o, nici pe departe să le purtăm ranchiună sau ceva de genul ăsta, decât că rămâne ca bunul Dumnezeu să le deschidă ochii și să vadă că noi nu avem nimic mai bun și nu am avut nimic mai bun uh, față de ei, așa că ne rugăm ca și ei să înțeleagă și totul să fie ok. Și dacă mâine să vină la tine și o să zică Flori, vreau să discutăm despre salia 88, îi primești cu bucurie? Baie de mine. Ar fi cea mai mare bucurie. Cea mai mare bucurie. Și oricui, nu numai lor. Oricui. Ce cred că este destul de rău este că dacă ar fi prezenți aici ei și i-am întrebat de ce ne-au izolat, ei ar spune că nu ne-au izolat. Pentru că nu cred că ar vrea să facă așa ceva, vai, nu, noi am izolat, au libertate de plină, dacă nu spun acele lucruri. Noi nu am plecat de lângă ei, am, am spus înainte că ne este foarte greu să trecem pe acolo, să știm că nu suntem în mijlocul lor, să să nu putem fi împreună cu ei, adică nu-i privim altfel, nu suntem mai mândri de noi, nu suntem mai uh, special decât ei. Și vreau să mai spun că noi am găsit hrană în corturile sirienilor. Atâta tot. Nimic mai mult. Și suntem bucuroși pentru asta. Și am vrea să le dăm și lor. Da, ok. Mă bucur foarte mult pentru voi. În poporul nostru, în general, a existat teama asta că noile raze de lumină pot fi și de foarte multe ori au și fost depărtări de la adevăr. Și oamenii nu vor să să se depărteze de adevăr și să fie puși în situația problematică de a abandona pe Dumnezeu și de a-L părăsi. Asta a fost experiența lui Israel? Asta a fost experiența Bisericii Romano-Catolice când Luther a venit și a spus nu, nu e în regulă ce se întâmplă aici cu noi? Asta a fost reacția Bisericilor protestante când pionierii adventiști au venit și au spus Hristos a părăsit această lucrare pe care voi ați onorat-o și ați primit-o cu bucurie și a trecut la altă fază a lucrării Lui? reacțiile au fost exact aceleași. Și noi observăm că acum când Dumnezeu cheamă pe poporul său la ziua ispășirii pentru cei vii, reacțiile sunt aceleași. Și îi înțelegem pentru că privim în urmă și am înțeles pe acei frați de ce au procedat așa și de ce au reacționat în felul acesta. În momentul când vine lumina și adevărul se dezvoltă, persoanele care merg cu el sunt susținătorii adevărului, nu persoanele care se opresc în drum și blochează înaintarea lui. Iar ei totdeauna au numit această înaintare erezie. Țineți minte ce spunea Pavel, povestea despre experiența lui în fața reprezentantului împăratului și îi spunea, eu merg pe calea pe care ei o numesc erezie. Da? Exact. Pavel înaintase, nu era o erezie ce se întâmpla acolo. Era continuarea adevărului pe care Dumnezeu îl oferise poporului său, iar ei sute de ani nu au vrut să-l primească. Și acum a apărut o generație de tineri care îl primeau cu bucurie. Ei înaintau în acceptarea adevărului, iar ceilalți spuneau, nu, nu, asta este o erezie. Și totdeauna aici s-au despărțit apele în acest popor. Este o erezie, stați departe, nu înaintați. Și de câte ori cineva înaintat a fost etichetat ca eretic, pus la colț, dar istoria demonstrează că oamenii aceștia au avut dreptate. Luther a avut dreptate, pionierii adventiști, deși au fost etichetați ca fiind eretici, au avut dreptate pentru că ei au continuat acceptarea adevărului. Nu s-au cantonat la adevăruri vechi pe care le știm și pe care trebuie să le menținem cu toată forța și cu toată dispoziția. Nu, au înaintat în slava crescândă a adevărului lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu noi astăzi este exact acest lucru. Noi am înaintat în Slava Crescând a adevărului Advent, a luminii pe care Dumnezeu a oferit-o pionierilor în 1844 și acum a venit timpul pentru trecerea la această fază a curățirii sanctuarului la generația în viață. Ori asta presupune acceptarea participării la această mare lucrare a lui Dumnezeu. Uh, Ne-ai povestit la început că uh, pasiunea disperată a sufletului tău a fost cum trăiesc în neprihănire și cum scap de păcat, cum scap de nelegiuire. Și ai trecut prin faza aceea, acum dacă mărturisești corect, vine ștergerea și ai constatat că n-a venit, unde te afli astăzi? Pentru că Solia 1888 nu predică eliberarea acum, în momentul când ai acceptat neprihănirea lui Hristos. Foarte mulți ne-au reproșat și ne-au spus, dar ce ei sunt neprihăniți? Dar ce ei au ajuns sfinți? Dacă au primit Solia neprihănirii lui Hristos? fără să înțeleagă că noi n-am pretins niciodată așa ceva, că solia nu prezintă așa ceva, ci că solia este cu adevărat solia Îngerului al treilea care arată drumul sau calea în Sfânta Sfintelor. Ce înseamnă asta? Că acolo se realizează omenescul unit cu Divinul și o generație de oameni vor primi haina neprihănirii lui Hristos pe picioare, în viață, în timp ce trăiesc. Și astfel vor trăi în neprihănire. Trecerea asta de la dorința ta disperată să trăiești acum fără păcat la speranța unei zile a ispășirii care încă n-a avut loc. Cum te-a afectat sau cum te afectează? O accepti, te deranjează, ești supărat că n-ai găsit o solie care îți oferă ștergerea păcatelor acum? Nu știu dacă mai țineți minte, dar când mi-am luat inima în dinți, pentru că a fost o luptă în faptul să formez acel număr de telefon de peste stai să vă sun, deci nu l-am format atât de ușor. Foarte, foarte greu am vrut să sunt, pentru că eu în general nu sunt așa să intru deodată nu. Uh, dar am luat uh, hotărârea să vă sun, v-am sunat. Și cred că primele discuții, numai despre asta le-am avut cu. De ce păcătuim, de ce nu trăim fără păcat, de ce nu se întâmplă. Dar am uitat să spun mai devreme ceva. Uh, când m-am întors a doua doar în Biserica Adventistă am venit cu atâta hotărâre și eram la un pas de paranoia pentru că începusem să spun în adunare că se poate trăi fără păcat. Adică știam că mi-am mărturisit păcatele, mergeam pe aceeași idee, asta înainte să aflu solia, depuneam eforturi imense în fiecare zi să evit orice, să nu văd nimic, să nu aud nimic, să trăiesc. Îmi făcusem eu o neprihănirea mea pe care mintea mea credeam că am atins-o și, o, practicai cu seriozitate. și o practicam cu seriozitate până când venea un moment dureros în viața mea, camera mea în casa mea, în curtea mea sau la serviciul meu și vedeam că nu sunt ăla despre care vorbeam în adunare cu un sabat în urmă. Nu am făcut niciodată legătura cu serviciile de la sanctuar. Prima fază a lucrării, lucrarea zilnică și lucrarea anuală. A fost o mare eliberare să încep să înțeleg despre ziua ispășirii, să-mi vină în minte apoi cuvintele lui ele, noi trăim în marea zi a ispășirii. Judecata a început cu cei morți și va trece la cei vii. Deci aceste lucruri se luminau, se clarificau în mintea mea și am primit cu bucurie și vreau să primesc cu bucurie acest dar al lui Dumnezeu în ziua ispășirii, fără ca eu să fac nimic. Eram obosit și sunt obosit de eforturile mele de a trăi în neprihănire. Această solie mi-a adus pace, vindecare, liniște. Da, mi-e greu să accept că cel mai mare dintre păcători sunt, dar sunt. Asta, sunt, asta este realitatea. Am depus eforturi, nu au dat niciun rezultat și Domnul mi-a spus asta trebuie să înțelegi. Este un dar în Marea Zi a Ispășirii, dar nu cu tine azi, cu celălalt mâine, că în, în viziunea mea, când mergeam, de când am pășit prima dată într-o adunare, credeam că acei oameni toți sunt sfinți. Nu mă interesau ei, pe mine mă interesam eu. Dar credeam că ei sunt sfinți și eu sunt ghimpele dintre ei. Deci, această solie m-a făcut să înțeleg cum lucrează Dumnezeu, sau cum vrea să lucreze Dumnezeu, care este planul său, cum mi-ar ta modul în care El lucrează. Cu o generație, lucrarea anuală mi-a adus foarte multă liniște. Și în momentul când se va da decretul de l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați cu haine de sărbătoare, nu vei fi supărat sau surprins să se spună că hainele tale sunt murdare? Nu, nu, nu voi fi surprins. Chiar. O să aștept cu bucurie să trăiesc, să fiu dezbrăcat de aceste haine murdare, care, chiar și acum, în plan fizic, dacă am stat cu niște haine murdare pe noi, ne-ar aduce boală și moarte. Cu atât mai mult fiind vorba despre haina neprihănirii veșnice. Să spunem că nu va avea loc în timpul vieții noastre. Aveți vreo nemulțumire, vreo supărare pe Dumnezeu din cauza asta? Am o supărare, dar nu pe Dumnezeu, ci faptul că Lumea va mai cunoaște multă suferință, durere și moarte, Dumnezeu va mai sta mult timp în boxa acuzaților, dar gândul că odată și odată el va fi uh, liberat de aceste acuzații îmi dă liniște. M-aș bucura ca Dumnezeu să nu mai stea închis atâta timp într-o box, să, să fie acuzat de fiecare lucru rău care se întâmplă pe acest pământ. Nu, dar dacă nu va fi în timpul vieții noastre, nu este nicio problemă. Mă bucur mult pentru poziția voastră. Uh, Flori, vreau să te întreb ceva. <coughs> tu ești mai pragmatic așa. În perioada când Lari intrase în faza asta de fibrilație, să nu mai păcătuim, <coughs> lăsați-o pe aia, abandonați-o pe aia. Uh, care a fost reacția ta acum? Uh, cum te-ai descurcat cu el? <coughs> Greu. <coughs> pentru că suntem totuși diferiți. Uh se vedea că nu se poate. Adică și eu încercam ca orice alt creștin și luptam cu voințe proprii și n-am reușit și nu reușeam. Și chiar frații din biserică ne spunea că... Și Pavel spune, de fapt, că Dumnezeu iartă dacă ești sincer și mărturisești, te iartă. Și așteptăm ziua în care vom fi eliberați și nu vom mai păcătui. Da, eu încercam, eu încercam să mă impun și acasă, să impun uh, un da, sabat, sigur. să nu... Sigur. Uh, să avem grijă până și cum mergem, adică să fie sfințenie, să fie frumos, <laughs> să nu... Care cumva cineva să facă vreun gest, adică ea, nu puteam avea pretenția asupra copiilor, dar ea, uh, să nu cumva să faci ceva să călcăm sabatul. Să nu cumva să... Să vorbim ceva ce nu trebuie, <laughs> să... Gândim altceva. Când am citit Biblia, prima oară am fost fascinat de cărțile lui Ioan și în special unui Ioan. Acolo unde spune că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Deci ca să ajung că cei ce ne urmăresc să înțeleagă, ca să ajung la această stare de paranoia cu neprihănirea, pe păi când citești acolo cine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește, cum să poți păcătui? cum să poți trăi în păcat? Adică nu mă mulțumeam că voi fi odată acoperit cu neprihănirea lui Hristos. Te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Deci se spune de la început până la sfârșit, păzește poruncile, păzește poruncile. Deci cum să, nu e nimic, nu i nimic dacă mai păcătuiesc eu câteodată, chiar dacă spune că cel neprihănit de șapte ori cade se ridică iar. Nu am putut accepta acel liberalism. A, trăiești cum vrei, vine la un moment dat Hristos, te îmbracă cu neprihănirea lui și gata. Nu, Eram învățat ca părinții noștri spirituali: vom face tot ce a zis Domnul, vom păzi toate porunțile, uh, și nu am avut liniște. Ca apoi, în timp să văd aceste adevăruri din cartea lui Ioan, din uh, epistola lui uh, Ioan, care este diferită de celelalte trei de Evanghelia lui Ioan, care este diferită de celelalte trei Evanghelii, să înțeleg acel, acel lucru minunat din. Uh, Ioan 10 cu 38, dacă nu mă înșel, să ajunge să înțelegem și să știți că Tatăl locuiește în mine, că eu sunt în Tatăl și că Tatăl locuiește în mine. Deci Hristos aici a vrut ca noi să ajungem să înțelegem. Asta e neprihănirea mea, Tatăl locuiește în mine. Să înțelegem neprihănirea Lui și să înțelegem ce vrea să facă Dumnezeu cu noi. Și pentru mine v-am spus, Olia mi-a adus o, o eliberare, o liniște și o pace totală. Am înțeles cum putem fi biruitori, așteptăm cu drag acea zi și ne rugăm pentru asta. Experiența ta mi-aduce aminte de uh, explicațiile pe care Jones le oferea, când povestea: cum a trăit el adevărul advent în biserică și ce l-a făcut să înțeleagă că trebuie să existe ceva mai bun decât atât. El constata acest lucru și l-a trăit și el, dar îl constata la toți ceilalți: că ei fac eforturi disperate pentru un ideal la care cheamă Dumnezeu, e adevărat, dar fără pricepere. Exact cum spunea Pavel despre poporul lui. Eu recunosc că ei au zel, dar nu au pricepere. Și când el a înțeles taina aceasta a lui Dumnezeu locuind în Hristos și ce înseamnă slava lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Iisus Hristos, a înțeles problema în care este prins acest popor. Și uh, și-a dat seama că ceea ce a afectat pe Israelul din vechime, afectează și pe poporul din ziua de astăzi. Și anume, disperata dorință, pe de o parte, de a trăi în neprihănire, de a asculta perfect de toate poruncile lui Dumnezeu, pentru că acest popor chiar se numea poporul care ascultă de poruncile lui Dumnezeu, cei care au poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Iar pastorii și teologii erau mișcați și uimiți de această situație, cum este posibil să fii un popor care păzește poruncile cu membrii care nu reușesc să păzească poruncile. Toți erau în această situație. Pentru prima oară John s-a găsit soluția și și-a dat seama în ce constă neprihănirea lui Hristos. Și de aceea și Soraita a spus despre solia lui, arată calea spre Sfânta Sfintelor. Aceasta este soluția simplă a lui Dumnezeu pentru eliberarea de păcat. Când se întâmplă acest lucru în popor, s-a terminat cu eforturile, s-a terminat cu zbuciumul și cu tensiunile pe care și tu le-ai avut, pe care bănuiesc că foarte mulți membri le au. E adevărat că în acest popor sunt și oameni superficial care spun, măcar să lasă că și iartă Dumnezeu și știe că nu putem. Sunt, evident sunt. Dar sunt și oameni serioși care vor să trăiască cu toată inima lor ascultare perfectă de toate poruncile lui Dumnezeu fără să reușească să înțeleagă că această eliberare de păcat totală și completă, așa cum o doresc ei, este rezultatul zilei spășirii pentru cei vii, atunci sanctuarul va fi curățit. Dacă a început în 1844 cu morții în Hristos, într-o generație în viață trebuie să treacă la ei, la cei în viață. Aceasta este solia noastră, chemarea noastră și platforma care ne ține pe picioare în această bătălie, pentru că în final toți avem exact așteptările pe care le-ai avut tu vrem să fim eliberați complet de păcat pentru onoarea numelui Lui Dumnezeu. Nu pentru mântuirea personală, nu ca să ajungem noi în cer, nu ca să fim noi vedete pe planeta asta. Nu, pentru onoarea numelui Lui Dumnezeu. Pentru că în univers, marea controversă a început contestând această lege eternă a Lui Dumnezeu de a locui în fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. De aceea noi o dorim reinstaurată, readusă pe planeta Pământ, și astfel să se ajungă din nou la pacea universală pe care a cunoscut-o Universul înainte de această mare rebeliune. Eu mulțumesc Domnului pentru voi, pentru credința și-a voastră, pentru tăria voastră de caracter, pentru faptul că rămâneți în picioare sub presiune, sub acuzații, sub, sub tensiunile aduse de legea păcatului și a morții, care ne stăpânește pe toți și care este în noi. Și ne bucurăm în același timp că am văzut soluția simplă a lui Dumnezeu, readucerea sistemului de operare divin în Templul Inimii. Vă doresc tărie pe acest drum și consacrare de în atingerea acestui ideal înalt ca Dumnezeu cu un grup din poporul acesta să reușească să facă ziua ispășirii pentru cei vii. Mulțumim!